Jumătate dintre stranierii din Naționala Moldovei doresc să-și schimbe echipele în această vară. Astfel, partidele amicale cu Venezuela și Salvador sunt privite de jucători ca niște ocazii foarte bune de a impresiona și a-și găsi un loc de muncă. Serghei Kovalciuc se numără printre fotbaliștii moldoveni care au rămas fără echipă după ce s-a despărțit de Cernomoriț Odessa. Este предложение Rusia, Ucraina, nu, și ряд других стран. Но какое-то решение я уже приму после сбора. В Молдову не думаешь, может вернуться еще рано? Ну, если будет какое-то хорошее предложение. Și portarul lui Stanislav Namașco, turneul din America, i-ar putea aduce un nou contract. El fiind decis să plece de la Cuban Krasnodar, Namașco nu a jucat niciun minut pentru echipa lui Dan Petrescu în acest an. У меня в клубе все очень тяжело, очень сложно. С 12 матчей я только один попал в заявку. Для меня всегда уже мысль, я живу этой идеей, чтобы поменять команду и набрать свою оптимальную форму и играть. Nu este mulțumit nici Eugen Cebotaru, Spartak Nalci care a retrogradat Liga a doua, iar mijlocașul moldovean Vian se gândește să plece de la această formație. Eu mai am contract cu echipa încă 2 ani jumate și o să vedem când mă întorc de acum din concediu, o să văd, o să iau o decizie. Și viitorul Alexandru Iepureanu este incert. Capitanul național nu știe dacă va rămâne la Dinamo Moscova. Acum nu pot spune nimic din considerentul că nu știu încă, nu se știe ce va fi la noi la echipă. Ți-ai dorit să rămâi la Dinamo? Sigur că mi-aș dori. Este o echipă cu tradiție și un colectiv bun de jucători. Dilotul convocat pentru turneul din America face parte și Stanislav Ivanov. Asta chiar dacă nu a fost nici măcar rezervă la Locomotiv Moscova. Mijlocașul de 31 de ani speră că situația se va schimba odată cu venirea noului antrenor Slaven Bilic. Acesta va prelua gruparea moscovită după Euro 2012, unde va pregăti naționala Croației.